Atunci când se vorbește despre faptul că noi încercăm să devenim o țară europeană, să preluăm toate practicile europene, păi aici trebuie să ne aducem aminte că partidele politice în Occident, în democrațiile avansate, ele practic sunt deschise opiniei publice. Toate procesele care se întâmplă în interiorul partidului se dezbat de obicei în toate mărunțișurile sale public. Și asta e absolut firesc. Un partid politic care vine la guvernare, el practic influențează viața omului. Eu pe dânsul aleg ca el pe mine să mă determine, să-mi determine viața mea. Și atunci eu am tot dreptul, dacă am votat pentru tine, eu te-am trimis, ți-am dat împuternicirile respective, eu am dreptul să cunosc, dar tu cum mă conduci pe mine? Care sunt, deci, mecanismele, care sunt interesele, care până la urmă determină influența ta a partidului politic, a politicianului, asupra destinului meu? Dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că democrația este una șterbită. Nu este o democrație autentică. Trebuie să înțelegem acest lucru. Din păcate, la acest capitol, democrația politică la noi în Republica Moldova este deocamdată în fază incipientă. Și asta se referă nu doar la partidul la PAS. Asta e o generalizare care acoperă practicile politice a tuturor partidelor din Republica noastră, cu rare excepții.